Ca la orice festival de mare anvergură, sunt mereu așteptați să sosească zeci, dacă nu chiar sute de oameni. Și cum organizatorii festivalului au anunțat peste 150.000 de turiști, firma de salubrizare a orașului a pregătit mulți saci de gunoi. Zilnic, lucrătorii au adunat kilograme întregi de deșeuri lăsate în urmă de tineri. Mai exact, firma colectoare de gunoi a intervenit în cadrul festivalului Never See cu 90 de oameni care au lucrat în trei ture cu patru autospeciale pregătite de intervenție 24 de ore din 24 pe toată durata festivalului. Întreaga suprafață unde s-a desfășurat evenimentul a fost mobilată cu 300 de pubele a câte 240 de litri și 90 de containere de 1 metru cub. Cantitatea de deșeuri reciclabile colectată pe durata celor 3 zile a ajuns la 400 de metri cubi.